A fost spectacol de gală la sala cu orgă din Chișinău. Orchestra Națională de Cameră împreună cu dirijorul Traian Ichim și pianistul Andrei Licăreț din România au susținut un concert dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Invitații de onoare au fost dirijorul Traian Ichim și pianistul Andrei Licăreț, care a oferit publicului muzica lui Beethoven, Enescu și Mozart. Cu muzică românească și cu o muzică, hai să zicem, universală de Ludwig van Beethoven, un concert de pian, unul dintre cele mai frumoase concerte din repertoriul de pian. Ne-am gândit să fie ca o comuniune spirituală dintre muzicienii din Moldova și muzicienii din România. Deci, la nivel cultural, am încercat să facem o așa zisă unire. Este o modalitate de a conecta suflete, de a conecta spirite, de a conecta culturi, de a conecta limbi. Și este foarte important, probabil, să ne încărcăm pozitiv, inclusiv prin asemenea momente și asemenea posibilități. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în colaborare cu Sala cu Orgă. Prin aceste evenimente încercăm să aducem omagiul nostru tuturor înaintașilor noștri care au făcut unirea și au reușit să ne arate prin aceasta modelul lor de a sluji idealurilor naționale. Sperăm că acest concert tradițional va avea loc în fiecare an, fiindcă, cum am mai spus mai sus, este un moment important în istoria românilor. Ziua Unirii Basarabiei cu România este sărbătorită în data de 27 martie și 10 de evenimente cultural-științifice sunt dedicate acestui moment important din istorie.